Revenim cu mare bucurie în acest loc în care Dumnezeu ne binecuvintează sufletele noastre. Și rugăciunea mea, și pentru mine și pentru fiecare din noi care participăm la cuvântul acesta, este ca niciunul dintre noi să nu ne întoarcem în viața noastră în același fel în care am venit, ci să ne deschidă Dumnezeu ochii, să ne lumineze sufletele, să ne ajute să putem să ne întoarcem cu bucurie în mersul vieții datorită luminii cuvântului său. Există o aplicație pe telefon, și aici în Statele Unite și oriunde în lume, în care cineva te cheamă să vii să-l iei cu mașina sau e la distanță sau s-a pierdut și atunci tu îi spui lui, dăm locația ta. Dăm locația. Și apeși pe două butoane, dreapta, stânga, imediat îți dă locația ta de acolo și se transmite la telefonul lui. Și el vede în telefonul lui unde ești tu. Apasă pe GPS și îl duce exact la tine, indiferent unde ești. Chiar am avut o, o binecuvântare de neimaginat cu un astfel de lucru, că datorită, era să mă scuz, unei situații. În care am intrat cu bună știință, epuizându-mi mintea și uh, energiile corpului, am uitat uh, uh, o geantă cu documente și cu valori într-un taxi. Și fiind pe coasta de est, de pe coasta de vest, fica mea a intrat într-o aplicație în telefon și ne-a spus, vedeți că taxi acela este într-o parcare pe strada Commerce, este în formă de. ne-am dus acolo, a venit poliția, acolo, acolo era. Acolo era. De neimaginat cum s-a putut găsi uh, prin telefon. Dacă voi, oamenii, spune bunul Dumnezeu, cum vă îndoiți că Dumnezeu n-ar -ar ști locația ta? A fost multă vreme și este absolut irresponsabil în sufletul nostru uh, gândul acesta și impulsul acesta de a ne ascunde de Dumnezeu. Unde, frate? Unde mă voi duce departe de fața ta? Dar. Uh, aceasta este reacția de moment a ființei noastre, așa cum uh, am găsit în Sfânta Scriptură, încă de la început, după căderea în păcat. Prima întrebare a lui Dumnezeu, primul cuvânt către uh, cel căzut în păcat, acesta a fost. Dă-mi locația ta. Unde ești? Aceasta a fost prima întrebare. Dacă, dacă nu suntem conștienți unde ne găsim, nu avem cum să ne dăm seama cât de pierduți putem fi. Putem să ne considerăm asemenea la odicei, în paradisul nostru, cu de toate, am de toate, nu să de nimic. Nu ne dăm seama cât de pierduți suntem, decât dacă ne dăm seama de locația în care ne găsim. Uite, sunt, sunt aici. Păi înseamnă că ești la 300 de mile de țărm, în cazul naufragilor, cum au fost niște istorii cu cutremurătoare care s-au petrecut printre noi, au fost salvați oamenii după trei luni, după, după mult timp. Ești la 300 de mile de țări, ești la asta, locația unde ești. Aceasta, de fapt, este prima lucrare a Duhului Sfânt. Când va veni El, primul lucru pe care îl face Duhului Dumnezeu este același pe care l-a făcut Dumnezeu cu primul om care a păcătuit. Ea cerut locația. Uite, unde ești aici. Trebuie să știm lucrul acesta, trebuie să știm cât de adânc suntem, cât de departe suntem, ca să știm și trebuie să știm în ce direcție trebuie să mergem. Nu e totul să mergi, în ce direcție mergem și toate detaliile acestea. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Primul lucru pe care îl face El cu noi este că ne descoperă locația noastră. Uite, în ce situație ești tu. Tu zici că ești așa, așa și așa. Am, nu sunt bogat, am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Tu gândești că aceasta e locația ta. Nu este aceasta locația ta. Uite unde este locația ta. Dumnezeu îți dă locația ta. Ești sărac, nenorocit, ticălos, urb și gol. Aceasta e adevărata ta locație. Acum eu știu că aceasta nu este veste bună pentru nimeni. Și că oricine ar vrea să audă, probabil, niște cuvinte din acestea mai siropoase, mai altfel, mai... Dar la ce bun! Cea mai amară descoperire a adevărului este mult mai bună pentru sufletul nostru decât cea mai dulce, dar neadevărată, descriere a situației noastre. Cuvântul lui Dumnezeu pare amar, pare tăios, pare că produce suferință la un moment dat, dar are această virtute pe care va recunoaște întreaga creație. Adevărat a fost, Doamne, este adevărat lucrul acesta. Oricum, noi nu trebuie să așteptăm până în clipa în care pe orice făptură din cer, de pe pământ, din locurile acestea, am auzit-o zicând, drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Noi trebuie să învățăm și să facem lucrul acesta astăzi, acum și aici. Și nu greșim niciodată dacă îi cerem lui Dumnezeu asemenea lui David. David a spus, Doamne, dăm locația mea, spune -mi mie în ce situație sunt. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște minimă. Vezi dacă sunt pe o cale bună, dumă pe calea veșniciei. Fica mea are o astfel de aplicație, se uită în telefon și vede pe unde sunt eu, Permanent, ei mă cam urmăresc pe linie de sănătate, și de la ea a învățat și nepotul ca să, să mă locheze, să vadă pe, un, pe unde sunt. Și așa se face că nepotul m-a sunat într-o dimineață, eram într-un hotel nu departe de ei și m-a întrebat unde ești. Și am spus că sunt pe drum, că eu eram deja aproape la ușă să plec și nepotul a spus nu ești pe drum, am verificat locația ta și ești încă în clădirea aceea. Așa, i-am spus că așa se zice în românește, ospătarul zice vine, nu știu ce, dar încă n-a venit, n-a contat nimic. Pentru el a contat informația din telefon, care era de altfel adevărată. Dar nu este așa... În viața noastră spirituală? Nu suntem noi aceia care spunem gata, sunt pe cale să fac lucrul ăsta, sunt hotărât, sunt pornit, am început și, în realitate, suntem încă în vechea fire, în vechiul loc. De aceea a întrebat bunul Dumnezeu pe om. A răspuns omul la întrebarea aceasta? A venit cu niște scuze. Noi o să învățăm imediat specificul acestor lucruri care ne-au fost imprimate cumva în genă cu care avem de luptat întreaga noastră viață și anume, tendința aceasta de a oferi o scuză pentru păcatul sau greșeala pe care am săvârșit-o, pentru refuzul de a asculta, de a ne întoarce la Dumnezeu, de a îndrepta răul pe care l-am făcut, avem tendința aceasta genetică, aproape naturală, înclinația asta rapidă, să oferim imediat o scuză. Aici vrea bunul Dumnezeu să ne vindece pe noi de lucrul acesta. Și dacă ne vom vindeca și vom primi vindecarea, ne este dată în dar vindecarea. Vindecarea ta va încolți repede. Se rezolvă într-o clipă lucrul acesta dacă, dacă vrei să primești darul de la Dumnezeu. Dacă vom primi darul acesta, Cineva ne va arăta cineva, uite cât bine s-a putut săvârși în viața ta și prin tine și în familia ta și în biserică și în lume, uite cât bine s-a săvârșit prin faptul că ai fost vindecat de boala aceasta a scuzelor fără scuză. N-ai mai venit cu scuze la Dumnezeu sau în dreptul oamenilor, ci ai venit cu motive pentru care ar trebui să faci lucrul acesta. E adevărat că vin momente în care cineva spune o scuză este plauzibilă, cumva adică ar fi de crezut și de înțeles. Dar nu tot ce este plauzibil în ochii oamenilor este adevărat sau plauzibil în ochii lui Dumnezeu. El privește, așa cum spune Sfânta Scriptură, nu înfățișarea, ci adevărul. Adevărul din inimă. Și pentru asta se roagă David ajută să nu ofer scuze lui Dumnezeu, fă ca adevărul să locuiască în inima mea, nu scuzele, că uite de ce sau de ce, de ce. De Ați observat că în momentul în care uh, Domnul cheamă, adică este vorba de o favoare care este adăruită ad omului, uh, uh, veniți la ospăț, uh, ospățul lui Dumnezeu, îți dai seama uh, ce înseamnă să fii invitat la o masă de, de Domnul veniți, toate sunt gata, păi trebuie să facem și nu, nu, dacă sunt gata toate, trebuie să doar primite, altceva nu e de făcut nimic, cum a zis doamna aceea, că domnule, ce să fac ca să fiu mântuită, nu aveți ce face, totul a fost făcut deja, dar dacă vreți să faceți ceva, să primiți darul acesta al lui Dumnezeu prin har și prin credință. Asta e tot ce a rămas de făcut, aceasta a spus Isus. Dar oamenii care au primit invitația aceasta au alt obicei dintre ei suntem noi. Unul are o scuză, altul are altă scuză și altul are altă scuză. Scuza unuia este că tocmai acum s-a căsătorit și știi, soția vrea să petrecem timp împreună. N-am timp de Dumnezeu și de invitații de felul ăsta, dar mulțumesc, nu mergeți la vecinu vecinul are și el o scuză, îmi pare rău, dar uite, eu sunt cu boi, chiar acum am cumpărat perechi întregi de boi, vreau să merg la câmp să încerc, nu mai am răbdare să văd mașina asta cum merge, cât ea la o oră, ce face, cu ce viteză poate intra în copac sau merge pe drum, vreau să văd lucrul acesta. Și are și el o scuză, iar un altul l am cumpărat unul gor, să-l văd, aceste scuze fără scuză, a fost, de fapt, nenorocirea acestor suflete. Așa cum spuneam, ar putea părea plauzibil la un moment dat, dar cel ce vede izvoarele și rădăcina pretextelor și scuzelor noastre de a nu asculta de Dumnezeu și de a merge pe căi alese de inima noastră și plăcute ochilor noștri, cel ce vede lucrul acesta știe cât de grav este așa ceva. Când un om refuză sau amână pe Dumnezeu sau când își găsește o scuză pentru a nu-L nu asculta, o justificare pentru ceea ce face, în realitate, omul acela taie coarda salvatoare pentru el și intră în cădere liberă în prăpastia morții. Știți ce scrie Mântuitorul în Luca la capitolul 14, versetul 24 despre oamenii aceștia care suntem noi, cu scuzele. Avem scuze, da, dintr-un motiv sau altul mergem să ascultăm Evanghelia astăzi, oh, nu e vremea, nu este vremea, e o scuză legată de vreme. E posibil să fie na, plauzibilă, da. Dar dacă aceasta este scuza, dacă aceasta, acesta e pretextul, atunci ce înseamnă cu totul altceva. Dacă e cineva acolo cu care n-ai vrea să te întâlnești, dacă, este, dacă, tu ești în situația în care n-ai vrea să fii văzut, sunt multiple alte probleme, ar fi drept și cinstit fiecare față de sufletul lui, cel puțin să ne spunem adevărul. Bine a spus doctorul Cristian Barnard, eu spun pacienților adevărul adevărat. Eu îi spun cât mai are de trăit, eu îi spun ce înseamnă boala lui. E adevărat că pentru unii oameni e groaznic să explică în, în aproximativ 21 de zile Va înceta viața să ne oprim aici. E groaznic să spui așa ceva. Dar eu spune, este și mai groaznic să-l minți pe omul ăsta și să-i spui că o să trăiască ani de zile și. Nu, uite, în cele 21 de zile care le-a avut la dispoziție, uneori nu le-am plinit. Am trecut și eu prin experiența aceasta de mai multe ori, în care persoane mi-au spus, mi-au mi dat atâtea zile să mai trăiesc. Unii au trăit foarte mulți ani. Dincolo de acele zile, alții nu au ajuns să împlinească nici măcar acele zile. Important este nu câte zile, multe sau puține, a rămas de trei, ci, să fi, ci adevărul, care este adevărul înaintea lui Dumnezeu. Oamenii acestea care au găsit scuze, fel de fel, și au răspuns invitației lui Dumnezeu cu scuze. Așa cum suntem noi, înclinați să facem, să justificăm ce facem, să vezi de ce am fost provocat sau am fost nedreptățit sau am fost amânat sau, sau eram într-o situație nu știu care. Găsim o scuză de, de felul acesta? Vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Acesta este blestemul și prețul scuzelor. Nu faptul că Domnul nu ar fi primit dacă oamenii aceia în urmă i-a părut rău, a lăsat boii să pască și s-a dus la cina Domnului. Nu! Și Domnul l-a dat afară că nu ai spus că, că nu s-ar fi întâmplat așa ceva. Dar ceea ce ne spune el aici este cu cutremurător și anume, cine umblă cu scuze, Cine umblă cu justificarea răului de un fel sau altul în viață, cine spune așa sunt eu, așa e temperamentul meu, așa, cine umblă cu astfel de lucruri, spune Mântuitorul, va ajunge acolo încât va refuza chemarea lui Dumnezeu. Din tot, vă spun, niciunul din cei care s-au scuzat nu va gusta din cina mea. Scuzele lor i-au nenorocit. Ați observat că Sfânta Scriptură spune prin Apostolul Pavel: După cum toți mor în Adam. Dar lucrul acesta se aplică și la viața de fiecare zi. Nu doar murim în Adam, ci și trăim în Adam. Și anume, după cum toți se scuză în Adam, cum s-a scuzat Adam. Tot la fel se scuză ei, după cum toți fac lucrul acesta, tot la fel se întâmplă și cu noi. Acum, când bunul Dumnezeu îl cheamă pe Adam și îl întreabă, unde ești? Adam răspunde așa, în Genesa 3 cu 10. Ți-am auzit glasul în grădină, numărul 1. Deci ai auzit glasul lui Dumnezeu, da? Ai știut că este glasul lui Dumnezeu, ai înțeles glasul lui Dumnezeu. Care a fost răspunsul tău? Mi-a fost frică. Păi e pentru prima dată când auzi glasul acesta lui Dumnezeu? Nu e pentru prima dată. Și înainte ți era frică la fel? Nu, la același glas, nu numai că nu mi-era frică, dar mă umpleam de bucurie. Păi atunci e alta cauza pentru care ți-a fost frică. Nu arunca blamul asupra glasului lui Dumnezeu. Mi-e frică, de ce ți-e frică? Mi-e frică pentru că am auzit glasul lui Dumnezeu. mi-e frică de Dumnezeu. Sigur? Dacă ar fi acesta adevărul, Dumnezeu te-ar salva din el. Dar nu este acesta adevărul. Ție îți este frică, dar folosești glasul lui Dumnezeu ca o scuză și ca un pretext pentru frica ta. Nu de acolo vine frica, Dumnezeu nu bagă frica în nimeni. Eu am auzit destui predicatori care au încercat să bage frica în oameni. Am văzut oameni cu pumnul ridicat care tremurau și mi-au spus, mie, zi frate, așa, să, să tremurăm. Și nu, nu, zic, nu, nu seamănă cu Domnul. Zi dumneata, așa, i-am spus unui cetățean care mă colțise, mă împingea într-un colț și mă îndemna să spun la săba frica în oameni. Spune-i frate, bagă frica în el, frate, să știi. Și am spus, nu, Dumnezeu nu face lucrul acesta. El spune că unii oameni vor fi afară din cetate, din cauza fricii. Dumnezeu nu face așa ceva să înfricoșeze sau să spăimânte oamenii. Oamenii fac lucrul acesta, folosesc spaima sau momeala, una din două, și Biserica a făcut lucruri care n-ar fi cazul să le menționăm în locul acesta, prin predicile ei, căutând să bage spaima în oameni sau prin momeală. Spunându-i că e bogat, cineva îmbogățit, nu duce în lipsă de nimic, împăratul acela gol, este lăudat de toată lumea, ce îmbrăcăminte are el pe el și el era gol S-au întâmplat lucrurile acestea din partea oamenilor, dar nu din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a făcut lucrul acesta niciodată. El nu caută niciodată să obține ceva uh, din sufletul cuiva sau să-l determine pe cineva să, să vârșească binele prin frică. Nu, nu. Lucrul ăsta vine din altă parte. E adevărat că se creează teribilă confuzie. Ați observat că în cartea lui Iov, la un moment dat spune, un duh a trecut pe lângă mine, mi s-a zbârlit părul, m-am umplut de frică și am auzit duhul ăla șoptind, fiva omul fără vine, dacă îngerilor li s-a găsit vin, era duhul diavolului, care se referea chiar la experiența lui a îngerilor care și-au părăsit locuința, nu și-au păstrat curăția și căuta să, să descurajeze sufletul lui Iov, Spunându-i: Dacă îngerul n-a putut fi credincios, nu mai încerca tu să rămâi credincios. Nu, acesta nu este glasul lui Dumnezeu. L Ție, omule, și lui Adam nu e frică din cauza acelui glas. Ți-am auzit glasul și mi-a fost frică. Nu. No. Glasul lui Dumnezeu nu produce frica aceasta în nimeni. Produce acea numită frică de Domnul care este acea adorare bucurie nemaipomenită, prețuire extraordinară, cum umbli cu un lucru extrem de prețios în mâinile tale și e frică de valoarea lui extraordinară, care un copil de atunci nou născut, cu câtă grijă, pentru că se frică să nu cumva să... Acest fel de prețuire, despre așa ceva este vorba. Dar aici omul aduce scuza aceasta. Frica din mine se datorează ție. Frica din tine se datorează la altceva. Mergând mai departe în cuvântul lui Dumnezeu, găsim următoarele, următorul aspect. Numer capitolul 32, versetul 23. Țineți minte ușor, 32-23, numerii 32-23. E ușor de ținut minte. Acum vom afla noi de ce, -a, de ce a fost frică lui Adam, de ce a fugit Adam, de ce s-a ascuns Adam și Adam ești tu și eu. Tot ce a fost scris în carte este scris pentru învățătura noastră, nu pentru informarea noastră istorică sau evolutivă sau evoluțională sau biologică. Lucrurile acestea sunt secundare. Tot ce este scris în scriptură este pentru învățătura noastră. Ce învățăm de aici? Aceștia suntem noi. Și ia să vedem care este cauza acestei frici. Mi-a fost frică și m-am ascuns. Care este cauza omului care se spune că fuge de Dumnezeu? Păi, Domnule, când spui că omenirea fuge de mii de ani de Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu e ceva de spaimă. De asta fug oamenii de Dumnezeu. Dumnezeu e spaima lumii. Dacă acest lucru e adevărat. E adevărat că cineva fuge de Dumnezeu. Ia să, să, citim în Sfânta Scriptură, versetul uh, uh, numerii 32-23. Dacă nu faceți așa, ei promiseseră semințiile lui Israel că au un anume plan. Și Moise a spus, planul este bun. Bun. Dar dacă nu faceți așa și doar spuneți, dar nu faceți lucrul acesta, păcătuiți împotriva Domnului și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Nu Dumnezeu vă va ajunge. Nu Dumnezeu va alergă, nu Dumnezeu alerga pe Cain. Pe Cain îl alerga sângele acela gâlgâind din fratele lui. Nu putea să șteargă memoria. Aceasta îl, îl, hăituia și îl bântuia pe el. Nu Dumnezeu. Nu. Voi, voi, fi fugar pe pământ, Cine mă va găsi, mă va omorî, Cine te omoară, frate? Păi îl omora tocmai păcatul din mintea lui care îl alerga, îl hăituia. Adam nu s-a ascuns de frica lui Dumnezeu, nici din cauza că era gol. Nu, no, doar cine l-a făcut l-a făcut gol. nu? Și atunci nu era cazul aici. Adam fugea de propriul lui păcat. Vreau să subliniem bine aceste cuvinte pe care le găsim aici în Numerii, capitolul 32-23. Ținem -mi bine minte. Păcatul te ajunge. Un om și noi avem impresia că într-o anume situație comitem un păcat. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, este e cu totul insuficient și neadevărat să spunem comitem, naștem un păcat, să naște păcatul acesta. El a fost săvârșit și considerând că, așa cum spune Eremia, aștepți la gură și încerci să te întorci acasă, sau așa cum a spus Gehazi, robul tău n-a fost nicăieri, crezi că merg lucrurile? Nu, păcatul merge după tine. David a crezut că s-a terminat acolo cu Batșeba. Nu. A crezut că se poate acoperi tot ce s-a întâmplat cu Urie, doar serviciile secrete știu așa ceva. Nu. Nu scapă nimeni. Legea lui Dumnezeu sună așa, tot ce s-a făcut la întuneric se va vesti de pe acoperișul caselor. Da, eu nu cred legea asta, eu cred că dacă e bine camuflat, nu se știe, nu. David își dă seama că această lege a camuflării, a explicațiilor, a scuzelor, a justificării, de un fel sau altul, nu funcționează. Pentru că el scrie mai departe, păcatul meu stă necurmat înaintea ochilor mei. Nu am cum să trec pe acolo pe unde s-a întâmplat așa ceva, fără să îmi dau seama că acolo s-a întâmplat. Nu sunt uh, ruinat sufletește, nu sunt uh, trântit în depresie din cauza la ceea ce s-a întâmplat. Tu ai iertat vina păcatului meu, ai ridicat povara aceasta de pe conștiința mea și ai luat-o asupra ta. El a luat asupra lui păcatele noastre. Știu aceasta, m-ai eliberat cu adevărat, dar cugetul meu a rămas pentru totdeauna cicatrizat de ceea ce s-a întâmplat. Sigur că reacția lui Iuda este una când își vede păcatul se spânzură, și reacția lui Petru este alta când vede păcatul, se e plin de recunoștință. Doamne, e iubirea lui Dumnezeu asupra ta, a celui care a primit iertare. Întotdeauna el, a, a, amintirea păcatului va rămâne întotdeauna asupra noastră, dar ea va produce în sufletul nostru acea mulțumire către Dumnezeu. Păcatul vă va ajunge. Acesta este motivul pentru care Adam fugea de acolo. Și la întrebarea lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat, unde ești, răspunsul lui nu funcționează așa cum ar fi trebuit, ci el oferă imediat o scuză. Gl Am auzit glasul tău din cauza glasului tău. Doi mi-a fost frică, trei era gol din motivul acesta. Nu, eu nu te-am întrebat cum ești, nici măcar nu te-am întrebat ce faci. Eu ți-am spus, dăm locația. Unde ești? În ce situație ești? Păi, Doamne. Sunt căzut în păcat, am mers împotriva voiei tale, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, aici mă găsesc, aceasta e locația mea acum. Răspunsul pe care îl dă el și pe care îl dau eu sau tu este evaziv. El nu răspunde întrebării lui Dumnezeu unde ești, în ce situație ești tu, acum ești conștient în ce situație ești, nu răspunde la aceasta. Nu pentru că mintea este... Uh, Moartă sau adormită. Biblia spune: Au cunoscut că erau goi. Deci, nu doar că au văzut sau au, au cunoscut. Și asta înseamnă trăire. Este clar lucrul acesta. Dar răspunsul acesta nu a fost învățat de nicăieri. A apărut în om imediat după păcătuire. Tendința aceasta și tentativa omului. De a oferi o scuză sau o explicație laterală care de, de, încearcă să devieze adevărata întrebare. Nu folosește lucrul acesta. Dacă doctorul te întreabă unde te doare, trebuie să-i spui unde te doare. Asta e locația durerii. Uite, aici este, sau aici, sau unde este. Ce sens are să-i spui altceva? Ce sens are să-i spui în altă parte? Bun. Dacă doctorul te întreabă ceva, ce obișnuiești să mănânci, ce obișnuiești să faci, cum, cum trăiești, tu trebuie să-i dai locația ta. Aceasta te va ajuta. Ce sens are să dai locația vecinului tău? Să spui că vecinul meu nu, nu mănâncă așa sau mănâncă așa? Sau... Cu ce ajută lucrul ăsta? Unde e mintea plină de înțelepciune? Me întreabă Scriptura. Astfel că locația pe care o avem noi cuprinde toate datele legate de ființa noastră, așa cum sunt ele descoperite minții noastre, prin cunoaștere, au cunoscut că erau goi. Tu cunoști bine, îți dai seama în ce situație ești recent aici în America s-a consumat și se continuă să se consume o cumplită, cumplită tragedie a unui judecător și din neam în neam judecători, stăpânii lumii și așa mai departe, care a căzut în niște crime de neimaginat Au ucis pe soția și pe fiul lui au ucis femeia care făcea curățenie în casă, s-a acoperit chipurile, s-a camuflat cu colegii așa numite ai legii, de fapt erau ai fără de legii, dar Oamenii povestesc cum omul acesta apărea uh, într-o întâlnire sau în alta, afișând o anume postură. Cu ce ajută treaba aceasta? Aceasta nu poate să rezolve uh, cadavrul soției și al băiatului tău care sunt lângă cuștile câinilor. Și tu te faci că nu știi și spui că o oh, fi venit cineva și a tras în ei. Cine uh, deci aceasta nu rezolvă nimic. Și aceasta este numai o problemă. Nu este în favoarea ta aceasta. Nu. În favoarea noastră este adevărul așa cum este El în Hristos Iisus. Dacă fug de Dumnezeu, nu din cauza lui Dumnezeu fug, ci din cauza păcatului meu. Și dacă fug, dau semnul că nu vreau să mă schimb și nu vreau să mă opresc și nu vreau să mă întorc. Acesta e mesajul pe care îl transmite fuga mea. Vreau să rămân în această situație, nu vreau să mă schimb. De aceea ne-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Și el imediat a adus scuzele. Uite de ce ce scuze aș avea ca să nu mă fac sănătos? Și atunci, bunul Dumnezeu a stârnit, a, a prins în el mecanismele voinței lui și a fost făcut sănătos. Același lucru se întâmplă în contextul acesta. Aș vrea să mergem însă la un caz care ne arată direct diferența, marea diferență a răspunsului nostru. Totdeauna ne găsim la această bifurcație despre care am vorbit adesea și o vom lua spre stânga sau spre dreapta, una sau alta din posibilități. Aici îl găsim pe David într-o situație asemănătoare. Asemenea lui Adam, el are două posibilități. Ori să fugă și să se ascundă unde, de cine, cum. Dar ce poți să spui minții unui om al cărei impuls este acesta de a fugi de Dumnezeu, de a fugi de adevăr, de realitate, a blama pe Dumnezeu din cauza glasului tău, sunt eu speriat și sunt nu din cauza asta. În realitate, omul fugind de păcatul lui, care îl urmărește și vrea să-l ajungă și cu care, de fapt, se întâlnește. Omul, în fuga lui de păcatul lui, se întâlnește cu păcatul lui. Sunt atât de mari exemple în Scriptură. Aceasta e o posibilitate. Cealaltă posibilitate este să fugim la Dumnezeu. Ți-am auzit glasul și am alergat într-un suflet să te găsesc. Ți-am auzit glasul. Atât m-am bucurat când ți-am auzit glasul, că am știut că tu ești salvarea sufletului meu și în situația în care sunt eu, dacă mă poate scăpa cineva pe mine, acesta este Dumnezeu. Nu pot să uit pe domnul doctor care a mers pe căile dumnealui multă vreme și s-a întâmplat că a căzut într-o situație cumplită în care risca pedeapsa cu moartea. Dacă s-ar fi mers pe linia pe care s-a mers în alte cazuri, de altfel, Dumnealui urma să, să sfârșească în felul acesta sub condamnarea la moarte. Dar eram în biserică în momentul în care omul acesta care nu mai are nicio scăpare, într-o conjunctură, în care procedura era aceasta și nu exista rabat sau negociere sau nimic, era o dictatură totală, o singură vorbă, executa un om pe loc. Și atunci omul acesta a năvălit în adunarea în care eram, cu părul vâlvoi și cu fața lui transfigurată și a strigat la noi, o mânuță de oameni care eram acolo, a strigat la noi, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru el. Ne-am rugat și dimineața a fost eliberat din mâinile unui dictator fără milă care n-a vrut să ține seamă de mame, de copii, de nimic sub ceruri. N-a contat nimic sub ceruri. A fost eliberat de mâna lui pentru că Dumnezeu a dat porunca aceasta. David a ales drumul ăsta. Acum omul acesta putea să caute alte subterfugii, să zicem, sau un alt prieten al meu care, căruia i s-a oferit ieșirea și scăparea. Uite, o să facem un aranjament cu justiția de așa natură încât tu să poți să ieși pe ușa din dos. Și acest prieten al meu, om iubitor de Dumnezeu și suflet curat, a spus acestor apărători a nelegiuirii lui, să nu faceți așa ceva, că eu am să mă ridic în tribunal și am să spun adevărul despre mine. Eu vreau vindecarea, nu scăparea. Și Dumnezeu l-a și scăpat, l-a și vindecat. Acesta a fost drumul pe care l-a ales David. Și uitați-vă ce îi spune prorocul Gad. Vine la el și îi spune așa, uite care sunt opțiunile. Le avem pe masă. Una dintre ele este să fugi trei luni dinaintea vrăjmașilor tăi, să fugi. Bun. Aceasta a fost opțiunea care a fost oferită lui Adam, să fugă. Și a ales-o pe aceasta, cu fuga. David este e din Adam și, după cum toți mori în Adam, tot la fel toți se scuză în Adam și găsesc un, un, un raționament pentru ceea ce au făcut sau scuză sau motiv. Dar David nu alege drumul acesta, ci spune Sfânta Scriptură. Nu, no, nu vreau să fug. Nu am de fugit nimic. Nu vreau să mi ușurez pedeapsa. Nu vreau să ușurez consecințele păcatului meu. Nu am nicio scuză, nu am nicio explicație, nu voi folosi niciun fel de subterfugiu. Vreau să fiu gol și descoperit în fața lui Dumnezeu împotriva ta. Numai împotriva ta am păcătuit. Tu vei fi fără vină în hotărârea ta și vei fi neprihănit în judecata ta, oricare va fi asupra mea. Vreau să cădem în mâinile Domnului, nu în mâinile oamenilor, nu vreau să fug trei luni din fața vrăjmașilor, ci vreau să fug în clipa aceasta la Dumnezeu, ceea ce a și făcut. A fugit la Dumnezeu în clipa aceea. Să cădem în mâinile Domnului. Acum, bunul Dumnezeu, îi umple sufletul lui cu convingerea primirii iertării și vindecării lui. El nu are niciun fel de scuză. Omul care are scuze infectează rana sufletului. El care are explicații pentru ce, a, pentru ce a făcut rău, pentru ce nu face binele, omul acela este bolnav de boala aceasta, a scuzelor fără scuză. Acest fel de scuze n-au nicio scuză atâta timp cât ne este oferit harul lui Dumnezeu. Dacă nu există alternativă, Asta Am căzut în situația aceasta. Mergem până la capăt. Dacă nu era alternativă. Dar când Domnul stă cu brațele deschise și spune, veniți la mine, ce fel de scuză ar putea fi adusă pentru a justifica un alt curs al vieții noastre? De, voi fugi departe de fața Domnului și mă voi duce la Tars? Sau voi fugi departe de fața Domnului în țara Nord? Sau ce scuză ar putea fi pentru lucrul acesta? Imediat, în versetul 17 din 2 Samuel, capitolul 2, Domnul îi primește jertfa și altarul lui David. David, văzând pe îngerul care lovea poporul, a venit înaintea lui Dumnezeu. Acum, Chiar zilele acestea s-a petrecut această cumplită tragedie în România, exploziile acelea puternice care au zguduit, au lăsat oameni morți, au dermat case, au făcut mari nenorociri. Te-ai aștepta ca o persoană sau mai multe persoane să apară în fața societății și să-și asume răspunderea pentru lucrul acesta. Sper că se va întâmpla spre binele acestor suflete. Dar există alte cazuri în care s-au întâmplat lucruri și mai grave și nu și-a asumat nimeni răspunderea pentru lucrul acesta. Ați asumat răspunderea pentru răul pe care l a adus asupra altor oameni este un medicament pentru sufletul tău, acest lucru te va vindeca în momentul în care îți asumi răspunderea. Dacă vei face cum scrie în cartea lui Iov, dacă te aperi ca un nelegiuit, cu mijloace nelegiuite, fel și fel, de există așa ceva, dacă cineva vrea să se folosească de ele, nu numai că nu va veni vindecarea niciodată, dar boala se va agrava cumplit și ultimul pahar va fi groaznic de amar. De aceea, David vine în fața lui Dumnezeu și când se întâmplă nenorocirea aceasta aceasta 70.000 de oameni, care în paranteză să fie spus, erau în armonie cu faptele pe care le-a făcut el, oamenii aceștia cad. În momentul acela, David nu spune asta e situația, ce să facem. Cum i-a spus lui Ioaba altădată, ce să faci? așa e. La război, când a murit, e unul, cade, unul scapă. Nu, nu era așa deloc la război. Mai ales că lucrul acesta era o crimă organizată de el. Acum omul acesta s-a întors din toată inima la Dumnezeu și în versetul 17, el se adresează lui Dumnezeu. Iată că am păcătuit. Eu sunt vinovat. Oile acestea nu sunt vinovate. Mâna ta să se îndrepte împotriva mea și împotriva casei tatălui meu. scapă pe ei. Cum a spus Iisus? Luați-mă pe mine, dar lăsați-i pe aceștia să se ducă. El își asumă răspunderea, își asumă vina și aceasta vindecă sufletul lui. Știți ce a urmat imediat după lucrul acesta? Domnul te cheamă la adunare, Domnul te cheamă la altar, la templul lui. Atunci profetul Gad a venit la David și i-a zis, „Suete” versetul 18, Suete și înalță un altar Domnului în aria Aravna, a lui Aravna Ebusitul. Domnul a primit pocăința lui și semnul că a primit pocăința lui a fost jerfa pe care el a fost chemat să o aducă. Vă aduceți aminte că în momentul în care Gedeon, a fost confruntat cu prezența Domnului, a pus acest semn, dacă vei primi jerfa mea, voi înțelege, Doamne, că m-ai primit, iar dacă nu, înseamnă că sunt lepădat dinaintea ta. Același lucru se petrece aici. Dumnezeu îl cheamă prin profetul pe David să înalțe un altar și să aducă o jerfă de mulțumire lui Dumnezeu în mâinile căruia a căzut el și a ales să cadă, nealegând să fugă de Dumnezeu. Sigur că exista o explicație și o scuză pentru lucrul acesta, dar el n-a ales drumul acesta ci s-a prăbușit literalmente în mâinile lui Dumnezeu, așa cum suntem noi chemați. În viața noastră. Doamne, oricare va fi hotărârea ta, oricare va fi judecata ta asupra ceea ce am săvârșit, pentru care sunt vinovat, pentru care am păcătuit, sunt înaintea ta și voi primi cu bucurie judecata ta, pentru că e dreaptă. Voi primi judecata ta, Doamne. Nu fugi de Dumnezeu, ci fugi la Dumnezeu. Acum este adevărat că, așa cum am învățat, păcatul te ajunge. Și el este cel care urmărește pe om și păcatul este acela de care fuge omul. E bine sau rău că un om fuge de păcatul lui, îl urmărește conștiința lui și cum era cazul lui Cain. E un lucru bun, aș zice, pentru că e, cel puțin te mustră conștiința pentru lucrul acesta. Nu spui, cum a spus Stalin după ce am murit 30.000 de țărani, cred că am făcut un lucru bun că am dormit bine azi noapte, nu spui lucrul acesta. Nu. No. Din potrivă, îl apăsa conștiința. Cain, cât este de Cain, nu se simte liber și nu râde și nu bat jocurește crima pe care a săvârșit-o, ci este urmărit de ea și Domnul îi spune, uite, vindecarea pentru acest lucru este semnul lui Dumnezeu. El a pus un semn asupra ta ca să știi că ești păzit de Dumnezeu, să te întorci la Dumnezeu. Ți-a câștigat Sufletul. Dumnezeu nu este acel nedrept care l-ai crezut tu că a primit jertfa fratelui tău și n-a primit-o pata, uite că te-a primit pe tine. Fratele tău, lumea întreabă, bine, dar când a murit Abel, unde a fost Dumnezeu? Tot acolo. Lăsați pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, El știe ce face. Dar acum îi spune, îi dă semnul acesta lui Cain. Eu nu sunt cel care crezi tu despre mine. Nu, și ce crezi tu despre mine? Că am fost nedrept între tine și fratele tău. Uite, am pus un semn asupra ta, nici de cum, a spus Domnul, nimeni nu atinge pe omul acesta, îi se dă și îi se deschide poarta pocăinței lui. Același lucru se întâmplă cu David. Dumnezeu primește gerfa lui pe altarul pe care el l-a ridicat. Este în coronarea acestei lupte. Este darul sufletului care nu se scuză înaintea lui Dumnezeu, care nu găsește explicații, justificări, care nu spune despre sine, păi alții ce au făcut alții, ce-am făcut eu, asta nu este nimic, nu se măsoară cu aceștia și nu se măsoară nici măcar cu sine însuși, spunând, dar eu am făcut altele bune care au fost acolo și așa mai departe, nu se măsoară, ci cu trestia de măsurat care este Hristos Iisus. Măsurându-se cu această trestie, David a spus, am păcătuit ai posibilitatea să fugi dinaintea vrăjmașului tău care este păcatul tot ce te urmărește. Ai posibilitatea să fugi... nu nu aleg drumul acesta. Nimeni nu s-a vindecat fugind de păcat. Fuga de păcat este un lucru bun dacă este bine întrebuințat. E bine să fugi de păcat înainte ca acesta să se întâmple. Fugi de păcatul acesta așa cum ai fugit după ce s-a comis păcatul acesta. Trebuie să înțelegem dramatismul acestei situații. Este mult mai ușor să fugi de păcatul acesta înainte să fie comis decât să fugi după ce s-a comis. După ce s-a, e mult mai ușor să păzești o casă de incendiu sau să stingi un incendiu în clipa în care s-a aprins decât să se aprindă casa întreagă și să încerci atunci Iubiții mei, este o vreme pentru orice lucru și vremea pentru a fugi de păcat este înainte ca el să fie comis. Vă scriu aceste lucruri, spune Ioan, ca să nu păcătuiți. Fugiți de el, Fugi, 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 îi spune Pavel lui Timotei. Fugi de poftele tinereții. Da, da, vreau să apar că sunt curajos, că nu-mi e frică, sunt brav. Nu, lasă pe alții care se declară brav la băuturi alcoolice. Sunt tari, el pot, pot, să fac atâtea lucruri. Se arată brav la desfrâuri. lasă pe cei care caută vitejie acolo. Tu fugi de poftele tinereții. Fugi cum a fugit Iosif. Dacă Iosif nu fugea înainte de păcat, ar fi fugit după păcat și ar fi fost ajuns imediat. Altă pagină ar fi fost în Biblie. Avem harul acesta dăruit de Dumnezeu să putem fugi de păcat înainte ca el să se întâmple. Ca să nu fie nevoie niciodată să aducem vreo scuză sau vreo explicație pentru ceea ce s-a întâmplat. Ca să nu fie nevoie niciodată, cum i-a spus Abigail lui David, n-aș vrea să te doară inima în ziua în care te uiți înapoi. La ce s-a întâmplat acum, schimbă direcția ca zi în mâinile Domnului. Așa să ne ajute Dumnezeu, Tată din ceruri, aceasta ne rugăciunea ca să cădem în mâinile tale, Doamne, să ne ajuți să fugim, într-adevăr, și să ne fie această frică în suflet înainte de păcat și să ajut, Doamne, ca, indiferent ce s-a întâmplat, dacă cineva a căzut și a păcătuit, să ne ajuți să fugim la tine, nu de tine, în numele Domnului Isus Hristos. Amin.